Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru luni, 5 aprilie. Și acum hai să vedem mesajele pentru ziua de luni, pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Interesant. În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici încă o arcană majoră, a patra zi în care avem tot arcane majore pe situația de dragoste. Astăzi a apărut Forța, cartea care în tarot reprezintă și zodia leului. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, această carte vă aduce aminte că adevărata forță, adevărata putere nu stă în capacitatea voastră de a vă obliga partenerul sau partenera să facă anumite lucruri, ci în capacitatea voastră de a-i convinge pe aceștia să facă anumite lucruri. Atunci când aveți opinii divergente, viziuni divergente, când vă doriți lucruri diferite și nu știți cum să comunicați acest lucru partenerului sau partenerei voastre, luați sfatul acestei arcane majore și în loc să dați ultimatumuri, în loc să vă obligați partenerul sau partenera să facă anumite lucruri, găsiți metoda prin care puteți să îi convingeți că viziunea voastră este cea corectă. Alegeți calea diplomației, a compromisului. Și da, uneori va trebui să ajungeți la un compromis și să renunțați voi în favoarea celuilalt, dar aici, cu această arcană majoră, important este echilibru. Important este ca la finalul zilei, când trageți linie și adunați, lucrurile să fie echilibrate. Uneori o să câștigați, uneori o să trebuiască să faceți compromis. Dar e important ca asupra lucrurilor care sunt cu adevărat importante pentru voi să nu renunțați și acolo într-adevăr să insistați și să încercați să vă convingeți partenerul sau partenera să vină de partea voastră. Pentru cei care sunteți singuri aici, această arcană majoră vă îndeamnă să rămâneți puternici, să nu disperați, pentru că dragostea este mai aproape decât vă puteți imagina. Și e posibil ca, chiar începând de astăzi, să apară cineva în viața voastră, o persoană foarte jucăușă, foarte optimistă, cineva care flirtează cu voi. Fiți foarte atenți, pentru că s-ar putea nici măcar să nu vă dați seama când această persoană apare în viața voastră. Pe partea de sănătate avem aici Cinciul de Bâte, o carte de conflict. Aveți grijă astăzi la persoanele certărețe din viața voastră, nu vă lăsați atrași în conflictele altor oameni, aveți grijă în trafic pentru că s-ar putea să întâlniți persoane mai agresive decât de obicei, aveți grijă la locul de muncă pentru că s-ar putea să întâlniți niște oameni foarte încăpățânați care efectiv să vă dea dureri de cap, aveți grijă în familie pentru că aici, cu această energie, spiritele se pot încinge foarte ușor și tot acest stres din viața voastră cotidiană, din toate aspectele vieții voastre, poate să vă dăuneze foarte mult sănătății. Recomandarea ar fi să vă folosiți de această energie în scopuri mai benefice, să faceți sport, să faceți mișcare, să consumați toată această tensiune nervoasă într-un mod benefic pentru voi, pentru că dacă astăzi nu o să reușiți să vă eliberați de toată această tensiune, o să vedeți spre finalul zilei că o să vă fie foarte greu să adormiți, să vă relaxați și să intrați în partea aceea de somn adânc în care organismul își și revine, se recuperează. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem aici 10-le de cupe. Sunt foarte bine aspectate aici afacerile de familie, afacerile care se transmit din tată în fiu sau afacerile începute împreună cu un prieten foarte apropiat. Pentru cei tineri care nu știți exact ce carieră să urmați, azi ar fi interesant să discutați cu niște membri din familie, cu prieteni mai în vârstă decât voi, să vă explice exact ce fac aceștia la locul de muncă, în ce constă cariera lor și e posibil să descoperiți o posibilă carieră care să vă aducă foarte multă împlinire și care să se potrivească și pe talentele voastre native. Pentru cei mai în vârstă, care sunteți deja salariați, sunteți deja în câmpul muncii, aici 10-le de cupe poate să ne vorbească despre un proiect foarte frumos pe care puteți să-l inițiați astăzi, ceva care o să vă aducă atât împlinire financiară cât și împlinire emoțională, mai ales dacă lucrați cu partenerul sau partenera voastră de viață, cu anumiți membri din familie sau cu niște
prieteni, cu niște colegi care vă sunt foarte apropiați, sunteți apropiați ca frații, cum ar veni. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un mesaj de la cărțile Oracol, de la aceste carduri de înțelepciune, un mesaj suplimentar pentru a clarifica energia acestei zile de luni. Hai să vedem. Mesajul suplimentar pentru toată lumea este următorul. Mă eliberez cu ușurință de trecut și am încredere în procesul vieții. Nu folosesc gunoiul mental de ieri ca să-mi creez experiențele de mâine. Creez gânduri noi și sănătoase și o viață nouă sănătoasă. Un mesaj foarte frumos care completează etalarea acestei zile. Dacă cumva nu ați rezonat foarte mult cu mesajul din etalarea zilnică, vă recomand să vizionați și analizele lunare, pentru că acolo nu folosesc doar tarot, folosesc și partea de astrologie, de horoscop și e posibil că acolo să rezonați mai mult cu mesajul pe care îl transmit. Vă las aici la colțul din dreapta sus, vă las link-ul cu toate videourile lunii aprilie pentru fiecare zodie în parte. Lăsați-mi în comentarii ce părere aveți despre aceste videouri. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem și mâine. Pa, pa!